Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe capul tău, viața și la dânsul și îți vă dați lungime de zile în viacul viacului. The Lord has put the crown of pure gold on your head. Pe umele noastre, Isoase, firea noastră cea rătăcită și înălțându-te ai pus-o lui Dumnezeu Tatăl. You have taken our fallen human nature on your shoulders, O Christ, and in ascending you took it to God the Father. Omoforul care se poartă jurul gâtului și este tradițional făcut din lână, are semnificația păstoririi și a purtării de grijă pe care episcopul o are față de biserică, a păstorului celui bun, așa cum citim și vedem în Sfânta Scriptură, în capitolul 10, rolul de la Evanghelia de la Ioan, rolul păstorului celui bun, care a ieșit în căutare oii celei pierdute. De aceea este făcut de lână și are pe el cruci sau iconițe țesute sau pictate. The omophor, it is the significance of the care which the bishop has for his flock, for his people, and of that pastoral care as the good shepherd, as we read in the Gospel of John, chapter 10, the good shepherd goes to find the lost sheep, and that is why the omophor, traditionally speaking, is made out of wool and has crosses or icons sewn or painted on it. Only the bishop wears the omofor. Doar episcopul poartă omoforul și este semnificația acestei griji pastorale pentru episcopii și pentru credincioși. Preoții nu avem omofor. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. May God create a clean heart in you and put into your new and constant spirit. Inimă curată îți dească pentru tine Dumnezeu și Duh drept pentru cele din lăuntrul tău. Engolpionul sau Panagia este o icoană a Maicii Domnului, cuvântul grecesc Panagia, a tot sfântă, pe care episcopul o poartă. Este doar purtată de episcop, preoții nu avem Panagie, și este purtată peste inima, arătând dedicația și slujirea pe care Maica Domnului a avut-o față de ascultarea Bisericii lui Dumnezeu în chemarea sa, a răspuns da slujirii sale, atât și episcopul este slujitorul lui Dumnezeu și și-a dorit viața prin slujirea sa bisericii, precum Maica Domnului a făcut-o. The Panagia is only worn by the bishop. It is an icon of the Mother of God, from the Greek word all holy, which means the significance of the Panagia. And it is worn by the bishop over his heart, dedicating his life, just as the Mother of God dedicated her service to God, to the bishop dedicating his life to the church and to serving the people. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! A zis Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze. The Lord said, if anyone wishes to follow me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Crucea pe care noi toți o purtăm, este purtată și de episcop, chiar și de preoți, atunci când episcopul dăruiește preoțul pentru a o purta, dar este purtată și de fiecare credincios în parte, nu ca o piesă de bijuterie pentru a arăta frumos și a fi de decorație, ci pentru că este arată importanța vieții noastre ca și creștini, care suntem botezați în numele Lui Hristos și suntem mărturisitori ai Domnului Hristos, cel răstignit pe cruce și înviat. Deci este o mărturisire de credință, purtarea Sfintei Cruci de către credincioși. De aceea este important să înțelegem că nu o purtăm ca o piesă de bijuterie, ci ca o mărturisire a credinței noastre, ca un semn al biruinței. The cross which the bishop wears, as all some of the priests wear with the blessing of the bishop, but also all of us wear, it is the significance of our Christian witness. It is not worn as jewelry or
to look good, but it's worn and as a sign of confessing our faith and understanding who we are as Christians, dedicated and confessing the crucified and risen Lord in our lives. Domnului să ne rugăm. Domnul curând de pietre scumpe pe capul tău, viața ai cerut de la dânsul și îți va da lungime de zile în viacul viacului. The Lord has put a crown of pure gold on your head. You have asked him for life and gave you length of days forever and ever. Mitra este doar purtată de episcop și are iarăși rădăcinile în uzanța imperială, după căderea Imperiului Bizantin. Episcopul a început să poarte mitra, arătând acest rol de conducător al comunității creștine, al bisericii. The mitre, it is used, again, comes from historically from the usage of the Byzantine Empire after the fall. The bishop inherited this in its vestimentation, its dress. Let us pray to the Lord. And join the procession around God's altar, singing a hymn of thanksgiving, proclaiming all of His wonders. You love the house where God lives, the place where His glory makes its home. Spălați între cele nevinovate mâinile tale și vei conjura altarul Domnului, ca să auzi glasul laudei Lui și să spui toate minunile Lui. Iubite bunăcuvința casei Lui și locul sănășului din măririi Lui. Spălarea mâinilor este de ordin practic, dar și o semnificație duhovnicească. Înainte de a intra în Sfintele Sfintelor, în Sfântul Altar și a ne atinge de cele sfinte, așa cum este important să ne pregătim, să ne curățim duhovnicește prin rugăciune, prin post, prin pregătirea vieții și trăirea pe care o avem curată în fața lui Dumnezeu, această spălare fizică a mâinilor arată și curăția trupească care trebuie să o avem înainte de atingerea de cele sfinte. The washing of the hands, it is both spiritual but practical. Spiritually speaking, just as we prepare our lives, our soul, through prayer, through fasting, through the good life and through the pure life of every day, living according to God's commandments, we are, before entering the holy altar and touching holy things and approaching the mysteries, physically speaking, washing of the hands brings that cleansing of the body as well. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Toiagul puterii, toiagul împărăției va trimite ție Domnul din Sion. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your foes. Cârja arhierească este bastonul sau toiagul păstorului celui bun, așa cum spune rugăciunea, toiagul dreptății, care episcopul îl poartă pentru a călăuzi turma sa încredințată pe credincioși. Este simbolistic acestui rol al păstorului celui bun, care duce și conduce oile sale către mântuire, pe calea mântuirii, iar are și semnificația de toiag al îndreptării pentru cei care nu ascultă și urmează cuvântul lui Dumnezeu și sunt ascultători de biserică. The staff, it is the staff of the good shepherd, which he carries to lead and to show his leadership of the people entrusted to him, to lead them to salvation, those who follow him, hear the good voice of the shepherd and are saved. And those who do not listen to the shepherd, the staff is used for correction and for strengthening their lives and obedience. So, that's it.
Împărate Ceresc, Mântuitorului, Duhul Adevărului, care te-ai iubit mine și toate le chinești, mizgherul mănătaților și dată, Domnule de bine, vină și te sărește din noi și părăsește bunele sufletele noastre, mărite în cele sufle, Dumnezeu, oamenii bune, voi, Lord God, in the highest heaven, peace to men, enjoy your savior, Lord, open my lips, my mouth will speak out to pray, preoție ta, Domnule Dumnezeu, Domnule, sunt părăsit, Domnule, 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 Domnule